În Parcul Mare, din Șimleu Silvaniei, joi, 10 aprilie, a avut loc a patra ediție a Târgului de Paști, intitulat Lumină în suflet de copil. Organizarea manifestării a aparținut Școlii Gimnaziale Silvania, în parteneriat cu Primăria orașului Șimleu Silvaniei. Elevii Școlii Silvania, sub îndrumarea cadrelor didactice, au fost creatorii unei palete largi de exponate. Manifestarea a avut scopul de a strânge fonduri pentru copiii bolnavi de cancer din Spitalul de Oncologie Cluj-Napoca, secția pediatrie. Partenerul proiectului, reprezentat prin persoana domnului primar Septimiu Țurcaș, care a mulțumit micuților artizani pentru implicarea în acest proiect, dar și pentru frumusețea exponatelor pe care le-a achiziționat, contribuind în bună măsură la atingerea scopului caritabil. La fel, au procedat și părinții copiilor, cadre didactice, copii, vizitatori, care au cumpărat picturi pe sticlă, lucrări din hârtie, felicitări, ouă încondeiate, elemente de podoabă, o poză contracos cu iepurașul Ricky, toate pentru a aduce lumină și bucurie pe chipul semenului nostru. Pentru dumneavoastră, Diana Teieru. Reprezint clasa 6-a D și noi pentru Târgul de Paști am făcut mai multe obiecte. Cele mai multe sunt făcute din origami. Avem nuferi, avem umbreluțe, suporturi de ouă, avem ouă de sticlă, avem ouă de lemn, de plastic avem. Am confecționat și niște pliante, coșulețe cu ouă și cu puișori. Am adus pliante care reprezintă învierea Domnului, da? Iar pentru copiii care vor să cumpere de la noi, avem din partea clasei un face painting. Cu banii colectați, ce v-ați gândit să faceți? Da. Banii pe care îi adunăm, îi vom dona Spitalului Oncologic de la Cluj pentru copii bolnavi de cancer. Mulțumesc. Și alte boli. 6 de! Ce ai confecționat? Eu am confecționat brățările toate astea. Am confecționat și cesco și ăla și astea. Ce ai confecționat? Eu niște cercei și brățări. Eu am confecționat niște gentuțe. Mulțumesc! Foarte frumos, nu 5 lei. 10. Prea puțin, vezi, dacă și Mara zice că e prea puțin. 10. Da, o să spun. Sunt de multe de rău. Exact, exact. Sau 3 abeți! Cu ce v-ați pregătit la această expoziție? Aici noi ne-am pregătit la 5 lei sporul casei, la 10 lei aceste coșulețe, acesta la 10 lei. La 10 lei cusături pe tamină țăran și țărâncuță, la 5 lei un decor și niște mileuri la 3 lei. Și mai avem niște tablou și un costum 15 lei. Și cercei, o băieche de cercei costă 5 lei. Și avem aici coșulețe croșetate la 10 lei. Cum îl cheamă pe iepurila? Ricky! Și ce doriți voi să faceți cu Ricky astăzi? Să facem poze! Deci nu vreți să-l vindeți pe Ricky? Nu! Cu ce v-ați pregătit voi pentru astăzi? Pentru brățări, coșulețe, prăjituri. Și cu banii colectați ce faceți? Le dăm la copii bolnavi de cancer. Frumos. Domnule primar, pot să vă pun o întrebare? Vă rog. În afară de faptul că participați la nobila acțiune alături de acest copil la strângerea de fonduri umanitare, ce v-ați gândit să faceți cu exponatele pe care le-ați cumpărat? Le strâng în fiecare an, cele care le cumpăr, le strâng. Să știți că vă pot invita o dată să vii la rat. Deci înseamnă... Sunt o amintire de la acest eveniment foarte, foarte special, aș putea. Înseamnă că vom fi prezenți la o expoziție, da, da. În următorul moment. Mi-a dat o idee foarte bună. Aș putea să fac și eu o expoziție cu exponatele pe care le-am cumpărat eu de-a lungul anilor. Mulțumesc mult! Sper că între ele
vor fi unele foarte dragi dumneavoastră. Să le puneți la loc de cinste și poate prețul lor va crește mult. Da, toate sunt deosebite. Sigur că m-aș bucura să am mai mulți bani ca să pot cumpăra multe, multe lucruri, dar trebuie să ajung la fiecare stand și în concluzie trebuie să mă limitez oarecum, deși am tendința de a lua mai multe de la fiecare. Mulțumesc foarte mult! Cu drag! Vezi că mi-am adus. Nu da să vezi, dau așa, că acum, uite, David, tu le dai, bine? Una pe altă. Bine! Servus! Bine, doamna! Da, vreau să-i vadă! Ciao! Așa l-a scumpărat. Cu ce te-ai pregătit pentru astăzi? Ce ai făcut, Andreea? Am făcut un iepuraș din papier mașă. Tu, cu ce te-ai pregătit? Eu am făcut, am apăsat cu ceva ca am făcut un iepuraș și mai mulți puiți. Păi, eu am făcut căinușe din cofrat de ou și tablouri și puișori. Voi? Eu am făcut pahare din acestea și un pui și un ou. Eu am făcut o tabliță din aceea, suportul pentru 3 ouă și sporul casei. Da. Eu am făcut niște sticle, felicitări și o tabliță cu ou. Eu am făcut 2 sticle, am pictat un ou și o tabliță. Ar vrea să filmați? Eu am făcut un ou, 2 sticle și o tabliță pictată. Ce ai pregătit pentru astăzi? Leurda. Ce anume? Leurda. Și cum se prepară leurda? Scrie aici. Da. Andrei, ce faci? Dorm pe lebădă. Gogoș, Snickers, plăcinte, ouă din lemn, origami, Avem acest coș care este termostatic. Ce este un suport de creioane sau de pixel? Limonadă. Am adus pentru târgul de Paște limonadă, ouă, coșuri, felicitări și moțe. Noi reprezentăm clasa 7-a. ASB! Cu ce v-ați prezentat la această expoziție? Cu forme din ghici, coșulețe din săpun, cercei, și o felicitări. La 8-a! La 8-a! Hai cum e pentru să-i luăm urechi. Cum? Cât vă dai gogo? Și eu am luat unul de la mama. Prima dată. Andreace! Asta care am făcut o... Aici e la mine, la mână. O să 5 lei.
5 lei. 5 lei? Puișorii. Mă numesc Gabriela, sunt în clasa 6C și am 12 ani. Pentru turg am pregătit brățări, brelocuri, agrafe, ornamente, icoane, prosoape, semne de carte, tablouri făcute din furnici, coșulețe, zborul casei, ouă învelite în... Elev în clasa întâia și am pregătit niște servițe de târgul de Paști, un coșuleț cu ouă, un iepure făcut de carton, iepuraș făcut ca coșul și florcele. Da? Ce facem cu banii strânși? Pentru a ajuta copiii bolnavi. Clasa 3-a. Cu banii pe care îi vom strânge, îi vom da spitalului din Cluj pentru copiii care au cancer. Și vom încerca să-i ajutăm și să-i scăpăm mulți copii cât putem de mult ca să le dăm toți banii care i-a. Mulțumesc! Mă numesc Vors Cristina și noi, clasa 4B, pentru târgul de Paști, am confecționat ornamente, am făcut tablouri, am confecționat felicitări, iar acești bani, noi, cu acești bani, îi vom dona copiilor care suferă de cancer. Și tablourile să le filmați, bozele. Ce clasă reprezentați voi? Clasa E! Ți vom da la copii bolnavi de cancer. Foarte frumos! Cu banii colectați ajutăm copiii care suferă de boli. Mulțumesc frumos! Pane făcute de noi, flori, felicitări, ouă de lemn și nuferi. Icoanele sunt pictate de voi, așa-i? Da! Singuri, singurei? Da! Și v-a ajutat cine? Doamna diriginte. Doamna diriginte, cum o cheamă? Clasa lui, dar mama a fost... Acolo! Noi suntem clasa întâi! Eu am lucrat cu mătușa mea, cu mama mea și cu bunica mea. Eu am lucrat împreună cu tati și mami. Am lucrat împreună cu tati și cu mami.